Începând de vineri, timp de o săptămână, noul autobuz ecologic va putea fi folosit de Gălățeni pe mai multe trasee din oraș. Conform programării făcute de Transurb, autobuzul electric va circula pe traseele 102, 11 și 17. Vor fi verificate autonomia și consumul de curent electric pentru încărcarea acumulatorilor. Autobuzul electric, care se va integra în transportul public din Galați, este fabricat de o cunoscută firmă de profil din Cehia. Mijlocul de transport are 85 de locuri, atât pe scaune cât și în picioare, o autonomie de deplasare de 250 de km, timp de încărcare a acumulatorilor de 7-8 ore și este dotat cu un motor cu răcire pe lichid și acumulator litiu-ion. Șasiul și părțile expuse intemperiilor sunt confecționate din oțel inoxidabil, iar panourile frontale, laterale, spate și de plafon, precum și alte componente, sunt realizate din materiale compozite din plastic sau aluminiu, care nu ruginesc. Potrivit bazelor de date realizate de operatorii de transport în comun care au testat autobuzul, media costurilor cu energie electrică necesară alimentării a fost de 10 euro și 30 de eurocenți la 100 de kilometri, față de 45 de euro și 33 de eurocenți la 100 de kilometri. Media costurilor aferente consumului de motorină al unui autobuz clasic. Astfel, economia totală calculată pentru utilizarea unui autobuz electric față de un autobuz clasic pe o durată de viață de 10 ani este de aproximativ 330.000 de euro pentru un singur mijloc de transport.